Vă salut, fraților, și bine v-am găsit la un nou prestart de cont de pe serverul Țara Românească. Eu sunt Taker, vă urc o vizionare cât mai bună, by the way, pentru prezentări de platforme, One sau orice altceva vă trece prin cap, mesaj pe Instagram, shop-ul Made2ro, aproape ne facem 2300 de followers și am făcut 8000 de followers și pe YouTube și o să urmeze un mare, mare giveaway zilele acestea. Deci, da. O să fie ceva frumos și vă mulțumesc super, super mult, fraților, pentru 8000 de followeri. Bun. Băi, pe lângă faptul că avem o prezentare foarte, foarte frumoasă a unui cont super top de pe serverul Țara Românească, avem și un case opening în același timp. Știu că vă plac case opening-urile și mie îmi plac și uite-te că suntem cât de cât norocoși. Cel puțin așa ne spune baba pe clipul ăsta. Avem aproximativ 100 de hidre de deschis, 2 inventare. Hai să vedem dacă vom reuși să facem un profit pe Țara Românească. De menționat, cuferele Hydra sunt mult mai scumpe decât pe celelalte servere, dar și magica este foarte scumpă, este în jur de cumpăr 9 magici și 7 om pe bucată. Ia uzi, prețul real ar fi de 8 om pe bucată și este foarte, foarte mult, aș putea să spun. Dar noi dacă ne scoatem vreo 4-5 metale, uite, și cumpăr magice multe, oferi 6 om pe bucată. Deci toată lumea încearcă să cumpere magice sub piață pentru că sunt foarte importante pe serverul Țara Românească. Dar hai să lăsăm părăvrăgeala și să începem cu a deschide și noi cuferile. Și prima oară am luat un inel. Ce inel, mă? Am luat două permise de trecere până acum. Un general Yongan, un inel, biscuite proteine, 2 exo. Deci hai să vedem și câte exo să ne scoatem. Deci din toate cuferile astea și exo ar trebui să vină câte ceva. Ia uite, mă, direct primul metal. Bine, mă, s-ar putea să avem ceva noroc. Deci dacă de obicei când vine un metal așa de repede, se poate spune că avem noroc. Nu știu, ia uite, și o eșarfă până acum, deci și o eșarfă nu e rău. Deci dropul chiar nu este rău mai deloc. Deci, practic, deja ne-am scos 8 oni din eșarfă, doamne, din magică, încă 2 oni din această eșarfă, mai avem și 8 exo, deci încă aproape 2 oni, super bine, băi, super, super, super. Haide, măi, cufăr Hydra, mai dă-ne și nouă măcar o magică acolo, că, practic, dintr-un inventar, eu mi-am calculat ca să ne scoatem, ar trebui în jur de 2 magice și restul exo și o eșarfă măcar. Mamă, bă, e așa drop slab. Băi, n-a fost neapărat slab. O magică, două... Nu, deci o eșarfă, o magică și 18 exo până în momentul de față. Nu e rău, dar se putea mai bine. Hai să vedem cu restul. Uite, un bless, perlă vișinie, însemne. Bă, ne-a zis baba că suntem cât de cât norocoși. Deci, încă o eșarfă nobilă. Bun. O vrăjitoare de gheață, haide mă, încă o vrăjitoare de gheață, perla albă, o unesi, ia dacă, lucioase, perlă vișinie, încă sacul, 2 exo, 4 exo chiar. Bă, ne-a mai dat o magică, fraților. Mamă, ce drop slab a fost, fiți atenți, facem un felul următor. Astea 20 de cufere o să le dăm talpă. Mamă, dar... Uite, am mai dat o magică, acum am văzut. Deci talpă, 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 încă o magică. Bă! Norocul pe final? Pe final, haide-mă, încă o magică, nu ne ce... Mă, nu a fost rău! Au mai venit două magice pe final. Practic, 8... Cu 8, 16... Cu 8, 24 de oni. 2 șarfe. Hai să le combinăm. A mers, bun. E de 11, e de plus, nu e bai. Vreo 4 oni, cred, 28 de oni și cu 30, cred că... Bă, nu știu dacă ne-am scos chiar toți banii. Cred că este un minus acolo. Cred că e un minus. Dar nu este rău. Deci, nu e rău. Chiar deloc. Aș vrea să ne uităm puțin și la iteme, fraților. Deci, în primul rând, avem aceste ghiare zodiac plus 9, 39 medii, 7 medii, unele dintre cele mai bune ghiare zodiac, cred, de pe Țara Românească.
Hai să ne uităm la o pereche de gheare plus 9, cât sunt? 105 oni, 115 oni, 129 de oni, 102, asta mi se pare ok, 37 medii, 16 fulger. Și astea la 350, chiar 44 medii, 4 medine, bă, frumușele, frumușele. Armură, șarpe, PV, mob, int și cuvânt plus 8. Hai să vedem ce preț ar avea această armură. Nu știu sincer, deci nu pot să estimez un preț la ea, fraților, și cred că înțelegeți de ce. Deci hai să ne uităm. Mamă, asta e armură dragon astral plus 6. Nici măcar n-am văzut pe cineva care să pluseze, nu știu. 15. Frumoasă, foarte frumoasă. Îmi place că pe țara românească chiar găsești teme. Deci asta chiar e un lucru pe care l-a apreciez la acest server. Onyx Kinga, Zodiac cu 100. Auto și pasta, 2 KPV, 15, 15, 10, doar la doar 120 de oni. Bă, fraților, deci, ia uite, 15, 15, 10, 1 KPV, 50 atac. La 120 de oni, băi, ce iteme găsești. Deci, ce iteme găsești pe serverul ăsta. Mă, demențiale, deci demențiale, nu știu, cred că armura asta, deci, ghearele, cred că ar fi, fraților, în jur de... $300 plus armura, cred că în jur de 200, coiful în jur de 20 de oni, papucii habar n-am, dar o să ne uităm imediat. Ia să ne uităm la papuci, pantofi, de la nivelul 80 la 90, și ne uităm aici nivel plus 7, 10 critică, 1 KPV. Oare găsim ceva cu 10 critică? Nu prea găsim. Și ăștia cu 10 critică, un KPV sunt plus 7. Ba da, uite. La 49 de oni. Bun. Hai să zicem că în 40 cred că ar fi prețul real. Colier lacrimă. Ia să ne uităm. Deci colier lacrimă cer cu 10 critică. Un KPV 10 critică, 21 de oni. Deci probabil o să-l negocieze la 20 să fie prețul rotund. Părțara asta foarte faină, 2 KPV 10 pătrundere 20 ori, nu știu ce preț are, sincer, dar ne vom uita imediat. Ce prețări găsim cu 10 pătrundere? Ulău, și a venit și norocul peste noi. Ar fi trebuit să vină mai repede la cuferele Hydra, dar na, e bine că a venit și acum. Mamă, dar nu prea găsim. Ar trebui să-i facem... Uite, un KPV 10 pentru 22 de oni. 2 KPV 10 pentru 27 de oni. Măi, uite, un KPV 10 pentru 20, geavul 28 de oni. Măi, eu zic că asta ar trebui să fie 30 pe puțin, pentru că are 2 KPV totuși. Scutul nu prea contează, sincer. Cercei smaral plus 8. Deci, de nivel 95. O să dăm de la plus 8 și sunt cam ăștia au 20 diavol, ia să vedem, 20 orci, 20 orci. Ia, nu găsim cu 20 diavol, mă? 20 drop, mamă, dar nu găsim cu 20 diavol, efectiv. 20 diavol, 18 oni, da, or fi 20 de oni, cine știe. Petul cu Berserker Sura War de 524 de zile, care cred că este în jur de 20 de oni și el. 40 de oni cash, cât mai avem. Alchimia Fulescu, în jur de 100 de oni. Eșarfă de 24, ia să ne uităm și la eșarfe, cam cât ar fi o eșarfă de 24. Haide, mă. Next item, aolo, păi da, mă, dar că am dat aici, hai că sunt și eu bun, rău de tot. Bun, deci o eșarfă de 24 ar fi, mamă, ce eșarfă frumoasă. Frumoasă tare. Mamă, și asta e frumoasă, ce eșarfă. Uite, o eșarfă de 24, mamă,
Int, dublu semi, pătrundere, 105 ioni. Vai de viața mea, ce... Uite, șarfe de 24, dar cam majoritatea sunt cu arme beta. De 23, văd aici, la 40 de ioni. Fraților, eu cred că un preț real ar fi de șarfe ar fi în jur de 80 de ioni, cred. Pe undeva pe acolo. Și ajungem la un total al contului de 870 de ON doar din ce vedem aici, fără cont propriu zis, contul care este demențial și el, fraților, adică avem full P-uri, P-ul la respingere, 18 puncte la ajutor, M9 la skill-ul pentru level campion, level 3 campion, după cum se poate vedea, precizia este care este M8, P-ul la transformare, M10 la conducere, militarul făcut, biologul terminat. Contul, bineînțeles, dispune și de costum aură cu imun. Și... sau să nu uităm, încă ceva foarte important, 12.000 de GD-uri, deci în ultimul timp s-au cam băgat aici ceva bănuți. La obiectele mele avem niște atacuri, nu, cred că avem foarte, foarte mari chestii. Da, n-avem mari lucruri. Dar ce să mai, fraților, un cont foarte, foarte bine pus la punct. Hai să mergem puțin să dăm și un damage cu el. Uite, o să mergem în nefrit pentru că mie îmi place foarte, foarte mult acea mapă. Chiar este o mapă bună de farmat. Pet, mai avem pe el încă 29 de zile, deci este ok. Critici, pătrunderi la discreție. Contul vine cu tot cu oni, băieți. Antice, aici cât cuprinde, legendare, cât cuprinde, mitice, cât cuprinde, adică Nema. Hai să mă să găsim și noi un meting chiar scurs. Cumpăr nouă mari și dau 7 ori pe bucată. Vă, deci, ca o cumpără băieții marțile astea în prostie. Înțeleg de ce cuferile costă atât de mult și nu înțeleg de ce nu prea risca băieții. Pentru că, practic, din 20 de cufere hidrație trebuie să spice un metal și scos toți banii. Na, ia uite damage-ul. Mamă, 21k fără pet cu vânător, fără medalie, fără site. Deci tot damage-ul, fraților, este damage curat. Fără medalie, fără site, fără nimic. Nu-mi vine să cred. Chiar nu-mi vine să cred. Uitați aici, deci nu avem absolut nimic sus. Că mai sunt unii care zic, bă, Taker, dar uite, la momentul ăla tu aveai attack site. Și, ia uite, cu forul tunericului, mamă, mai avem drop și la level campion aici, nu vine să cred. Cerce lacrima plus 5 drop. Și, într-adevăr, la niște conturi de nivel mic, bă, un site chiar ajută să vezi acolo un damage ca lumea, să vezi de ce poate contul, dar contul ăsta chiar este, e fain, n-am ce zice. Și nu avem, ia, credeam că găsesc pe aici boss-ul ăla, Raku. Nu pot zic că avem nici colier cu metine gen... Nu, dar nu am găsit un meeting până în momentul de față. Ia, uite pe aici, Homaru. De asta vorbeam, cred că o să fie down instant aproape. Și nu știu dacă mai avem drop la el. Deci chiar sunt foarte curios dacă am avea drop la side event la el. Ia, uite regele crab. Diamant mitic. Ia, ce diamant are mă asta? Hai că sunt foarte curios. Strigă și probabil este și voi. Deci diamant mitic cu rezistență la abilitate. Și aici avem un colier cu puterea gheții 5 secunde în luptă. Dar foarte multă lume preferă 5% daune de atac împotriva șefilor pe colier. Regele crab aproape, de fapt daune aproape instant, cufărul întunericului. Și nu-mi vine să cred că în continuare mai avem drop la cufere, fraților. Sincer, lamă dinte plus 7. Ok. Bă, nu e rău, deci sincer, chiar nu e rău. Nu-mi pare rău că nu am găsit un metin să dau un hit, două în el, dar aia nu-i nicio problemă. Am văzut oricum că contul dă damage-uri interesante în boss și aș băga mâna în foc că dă 20k contul fără să ai nevoie de nimic. Deci în metine, în cam toate metinele, ce să mai vorbim. Pe schimb, iarăși, hai să vedem ce mai avem. Mai avem un ninja de nivel 95. Nu știu dacă avem alchimie pe el. Avem P-ul la ambuscadă, după cum se poate vedea. Alchimie nu avem, antice nu avem, legendare nici atât, mitice nici atât.
Bun, mai avem aici Alastor 55, Apollo și Thor. Iarăși nu avem mai nimic, cred că e un cont de shop ăsta. Aoleu, am uitat să vă mai arăt, fraților, în depozit. Ce mai avem pe țară? Bombă, ia uzi. Deci e patron de 10 daune, 15 vânt. Nu e chiar așa de bombă, dar este destul de frumoasă. Nu putem nega acest lucru. Bun, băieți. Și aici mai avem această Glaive Zodiac plus 8, 36.000 de 12 tragheții care vine odată cu contul și nu știu dacă ați văzut voi și 600 de permise de V2. Deci cam asta e contul, fraților, în mare. Eu am fost Taker, sper că v-a plăcut, sper că v-a plăcut și clipul. Și na, dacă sunteți interesat de cont, mă găsiți pe Instagram, șocul.ro. V-am pupat, ceau, ceau!